Bun găsit la știrile din sport. Basketbalistele de la Olimpia CSU Brașov își continuă parcursul fără greșeală de pe teren propriu în Liga Națională. Ultima victimă a fetelor de sub tâmpă a fost Politehnica Național Iași. Peșovici și compania au făcut spectacol pe parchetul sălii sporturilor Dumitru Popescu Coliba și sunt pregătite pentru derbiul cu Sepsi Sfântul Gheorghe de miercuri. Olimpia a făcut spectacol în confruntarea cu Poli Iași și s-a impus cu scorul de 86-57 pe sferturi 23-16, 19-18, 26-11 și 18-12. Fetele conduse de pe margine de Dan Calancea, Nenad Marinkovi și Miruna Krasnic au dominat cu autoritate jocul și în niciun moment nu s-a pus problema echipei câștigătoare. Un meci foarte bun a făcut Alina Crăciun, care ușor-ușor se impune în starting five-ul olimpicelor. În ultimele 4 minute ale meciului pe parchet și-au făcut loc jucătoarele care au evoluat mai puțin în acest sezon, iar Amira Al-Ashab a debutat în Liga Națională. Fetele s-au mobilizat exemplar, au jucat într-adevăr din nou ca o echipă și diferența de scor spune totul. Sunt bucuros că a reușit să înscrie astăzi și Maria Ferrariu din nou și primele puncte în divizia Amira Al-Ashab. Astăzi a debutat pe prima scenă cu primele ei puncte. Pentru olimpici au marcat Web 22 de puncte, Peșovici 20, Crăciun 17, Hauser 8, Higgins 5, Ardelean și Has câte 4, Ghizilă, Maria Ferrariu și Al-Ashab câte 2 puncte fiecare. După această victorie, Olimpia CSU Brașov este pe poziția a 4-a clasamentului cu 11 puncte, având 5 victorii și o singură înfrângere. În runda următoare, brașovencele vor juca în deplasare contra formației Sepsi Sfântul Gheorghe, una dintre favoritele la câștigarea campionatului. Partida de la Sfântul Gheorghe e cu totul și cu totul diferită de față de cea de azi. Întâlnim o echipă redutabilă, o echipă puternică din toate punctele de vedere, dar așa cum Sfântul Gheorghe a reușit să câștige la Cluj, unde Clujul era favorită certă, de ce să nu reușim și noi să câștigăm la Sfântul Gheorghe, unde Sfântul este favorită certă? Partida dintre Sepsi Sfântul Gheorghe și Olimpia CSU Brașov Vampires se va disputa miercuri în sala Cati Sabo din Sfântul Gheorghe. Echipa de polo pe apă Corona Sportul Studențesc Brașov a câștigat fără probleme dubla cu Rapid din etapa a doua a Superligii. Brașovenii s-au încălzit astfel pentru meciurile cu Steaua din acest weekend. Băieții pregătiți de Aurelian Georgescu au câștigat prima întâlnire cu Rapid cu scorul de 20-9 pe reprize 5-0, 6-1, 5-5 și 4-3. Pentru Corona au marcat Vlad Georgescu și Oanță câte 4 goluri, Blazevici și Zurab câte 3, Drăghici și Balachirev câte 2 și Vlășceanu și Cosmin Georgescu câte un gol fiecare. În cel de-al doilea meci, Corona s-a impus cu scorul de 20-4 pe reprize 8-1, 5-0, 2-2 și 5-1. Pentru brașoveni au marcat Lopez 5 goluri, Vlad Georgescu 4, Blazevici, Balachirev și Oanță câte 3, Andrei Georgescu și Drăghici câte un gol fiecare. Nu știu ce se întâmplă și în primele două meciuri cu Crișu și în cele cu Rapid. După ce avem o diferență de 12 goluri, începem să ne relaxăm și să greșim foarte mult în fața porții, să greșim pe repliere. Meciurile astea ușoare sunt cel mai greu să îți menții concentrarea. Brașovenii au maxim de puncte după primele două etape ale campionatului și vor juca în runda următoare în deplasare contra poloiștilor de la Steaua București. Echipa de volei feminină a Clubului Sportiv Transilvania Brașov a câștigat și partida din runda a doua a diviziei A2 Seria Est. Brașovencele s-au impus cu scorul de 3-2 pe seturi 25-16, 22-25, 23-25, 25-23 și 18-16 în meciul cu CSM Focșani. Fetele pregătite de Răzvan Pătran au început foarte bine partida și au câștigat fără probleme primul set cu scorul de 25-16. Tinerețea componentelor echipei brașovene s-a văzut în seturile 2 și 3 când a intervenit o relaxare și voleibalistele de la Focșani au dus scorul la 2-1. Fitereu și compania s-au trezit la timp, au câștigat setul 4 și apoi s-au impus în decisiv cu 18-16. Astfel, fetele de la Clubul Sportiv Transilvania Brașov au două victorii în primele două etape și vor juca în runda următoare în deplasare la București contra Rapidului. Până în punctul aici știrilor din sport, sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme.